Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Consiliul Național al Audiovizualului anunță că în perioada 12-20 februarie 2003 s-a făcut o monitorizare a videoclipurilor muzicale difuzate de posturile Atomic, MTV, România, România 1, B1 TV, Prima TV, Tele7 ABC și TVR2. Monitorizarea realizată în cadrul Direcției de Specialitate a CNA a vizat textele și imaginile indecente, imorale, vulgare sau violente. În urma acestei monitorizări, în ședința din 4 martie anul curent, Consiliul a decis să solicite printr-o scrisoare publică posturilor de televiziune și de radio să oprească difuzarea videoclipurilor și a melodiilor conținând texte și imagini care încalcă deciziile CNA privind protecția minorilor. Din această categorie fac parte videoclipurile melodiilor Zi de zi a formației La Familia și Bad Joke a formației Paraziții. Prin limbajul vulgar și prin instigarea la consumul de droguri și de alcool, textele melodiilor în cauză pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. În cazul în care posturile de radio și de televiziune nu vor da curs recomandării Consiliului, vom fi obligați să recurgem la măsura amenzii contravenționale prevăzute la articolul 90 din legea audiovizualului numărul 504/2002. Am dat citire comunicatului pus la dispoziția presei, a opiniei publice, de către Consiliul Național al Audiovizualului. O dezbatere despre această măsură a CNA-ului. Pentru asta am invitat în studioul nostru pe domnul Ralu Filip, președintele Consiliului Național al Audiovizualului, pe domnul Florian Pitiș, în calitatea sa de Florian Pitiș în primul rând, pe domnul Dan Popi, director Media Services Sony Music, este una dintre casele de producție importante și practic producătorul formației La Familia. La fel în studio se află Alexandru Andreeș, nu pot să zic că ești cantautor, că nu mai e depășit termenul ăsta. Celebrul Alexandru Andreeș. Ah, ce frumos! Dăm voie să te prezinte așa. Bună seara! E o discuție, vorbeam și înainte de începerea propriu-zisă a emisiunii, în principiu despre ceea ce se întâmplă pe piață și ce se întâmplă cu textele, ce se întâmplă cu videoclipurile. Pentru a pleca de la... pentru a porni discuția, i-aș ruga pe colegii mei să difuzeze cele două videoclipuri. Mai întâi, La Familia, Zi de zi. Suntem acum aici în stradă. O sticlă de coniac o face poștă, bem pe toată. Puțină iarbă casă, ne ridică mai sus. Beau direct din sticlă, din pahar, ești sus. Poți să faci la vreo petrecere mai stilată. Vagabonții beau din sticla gol aici în stradă. Ne sperim de gardă, suntem mereu pe fază. E bandă organizată de la 3 în sus la mine acasă. Pe cei mai căutați din sud o să-i găsești din cartier. Ce facem, ați face ce mâine, fiindcă am făcut și ieri. Aseară am fost varză, diseară o să fiu mai rău. O să mă învăț toată noaptea cu coniacul tău. Nu stau mult pentru că mâine am de înregistrat. Și trebuie să fiu al dracu de atent ce fac, cum fac. Cine știe, până termin stropa asta o să fiu pilat, frăție. Zi de zi ca să fim beton, facem poștă o sticlă de bourbon. Uite așa ne facem viața, toată lumea strigă La Familia. Zi de zi ca să fim beton, facem poștă o sticlă de bourbon. Uite așa ne facem viața, toată lumea strigă La Familia. E încă o zi în care mă voi plictisi. Pe la colț te pândesc, mai nu mascați. Ce să faci? O arză iurea e da. Și bem ceva tare cu puțin suc. E ca lumea arde rău pe instalație. Ce contează? Scopul principal e să ne facem varză. În discotecă nu ești îmbrăcat adecvat, fiindcă nu purtăm pantofi și tricou mulat. Bem coniac, ochii sunt mici, simt că mor. Trifele ne târesc în dormitor. Zâmbete moarte de pe la 7. De la atâta ochiului și aclamate. Mai bine așa decât să îți rup vena. Drogul meu preferat e de la atât alcool. Vezi să nu faci nasol, că o să ne vedem doar la vorbitor. Zi de zi ca să fim beton, facem poștă o sticlă de bourbon. Uite așa ne facem viața, toată lumea strigă La Familia. Zi de zi ca să fim beton,
facem poștă, o sticlă de bourbon. Uite așa ne facem viața, toată lumea strigă la familie. Pot să fac, pot să trag, pot să beau, pot să cad. Nu mai stau trei, s-o iau, s-o aprind și s-o trag. Un pahar de coniac și o foaie cu scan. Ajută-mă să o fac, să mă fac, sunt tagă. Fac show, oh, 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 din nou și din nou, că n-am flow, oh, 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 și o fac cum vreau eu, hai. Dar din popou să nu-ți rupem capron din nou cu sliciu și cu puia. Zi de zi ca să fim beton, facem poștă o sticlă de bourbon. Uite așa ne facem viața, toată lumea strigă la familia. Zi de zi ca să fim beton, facem poștă o sticlă de bourbon. Uite așa ne facem viața, toată lumea strigă la familia. Zi de zi ca să fim beton, facem poștă o sticlă de bourbon. Uite așa ne facem viața, toată lumea strigă la familia. Zi de zi ca să fim beton, facem poștă o sticlă de bourbon. Uite așa ne facem viața, toată lumea strigă la familia. Am urmărit primul videoclip, haideți să-l vedem și pe cel de-al doilea. Este videoclipul formației Paraziții.
Așadar, Consiliul Național al Audiovizualului a interzis aceste două videoclipuri. Îl avem în studio, îi avem în studio, așa cum spuneam, pe domnul Radu Filip, președintele CNA, domnul Florian Pitiș, domnul Dan Popi, director Media Services, și pe domnul Alexandru Andreș. De ce, domnule Filip, ați interzis cele două videoclipuri? Unul, că nu am interzis. Doar am rugat posturile de radio și de televiziune să oprească difuzarea acestor două piese. Ceea ce nu înseamnă că ele sunt interzise sau că grupurile respective ar fi interzise la televiziune, în sensul ăsta. În audiovizual, care înseamnă televiziune și radio. Da. Și acesta este un spațiu public. Motivele au fost foarte clare din punctul nostru de vedere. La familia îți propune să fumezi marihuana decât să îți rupi vena, adică să ți injectezi, iar la paraziții există un îndemn direct la heroină, ca să nu mai vorbesc de celelalte lucruri care sunt aici în text. Pare rău că n-a subtitrat și această piesă. Erau prea dure din cauza asta. Foarte bine, despre asta este vorba, asta e motivul. Citiți pentru care dumneavoastră, eu nu pot să le citesc. Cred că ți-a vorbit măta despre mine, am să-i slobozesc în gât încă un copil ca tine. Da, râma după râmă, un pic de rap îmi fac de cap. În hip-hop, în hip-hop stau și zac cu 40 alcool în cap. Nu accept influențe, tu ai atâtea fețe. Viața e curvă ca și tine, trăiesc cu două zdrențe. Nu vreau să mă culc cu tine, vreau doar să te, puncte, puncte. Când, puncte, puncte, nu dorm, atunci de ce să mă culc când, iar, puncte, puncte. Eu spun mâna, în schimb tu îmi, puncte, puncte, e crud. De nu-mi iei multe, puncte, puncte. Când te doresc atât de mult, spui, banii vorbesc, le sparg eu gura în față. Ce-ți dorești de la viață, într-o viață, încă o viață. Te văd disperată, incredibil, mai nou, mutu, nu mai, puncte, puncte. Pământul, iar multe, puncte, puncte, e vizibil, penibil, mai multe nu știi. Copiii nu te înghii pe tine, dar tu înghiți copii. Am prea puține zile ca să vreau să le împar cu tine. Indiscutabil, încalculesc o seringă, drogul injectabil. Valabil, sunt terminat ca bateria și zbor. Privesc viața printr-un geam de Mercedes din exterior. Ca să nu mai vorbim de partea în engleză a textului. Deci acestea au fost motivele. Articolul 39 din legea audiovizualului spune clar că sunt interzise difuzarea producțiilor care pot care pot afecta grav dezvoltarea fizică, morală a copiilor, cum ar fi violența, pornografia, și credem noi, și drogurile, care sunt interzise până una alta în România. Domnul Dan Popi, sunteți, vreți, nu vreți, de partea cealaltă a baricadei, întrucât sunteți șeful casei de producție care și aveți și la familia, formația La Familia. Practic, videoclipul, primul videoclip pe care l-am vizionat, ține de casa noastră de producție. Da, sunt multe obiecții pe care aș putea să le ridic. Vă rog. Cred că principala confuzie este aceea că un videoclip nu este un spot publicitar. Nu este o reclamă la marihuana. Este o ficțiune. Ca un film. Ca un serial, ca ce vreți dumneavoastră, orice act artistic. Chiar dacă pe unii estetica lui poate să-i deranjeze. Nu este un îndemn la consum de droguri. Este o ficțiune. Oamenii poate vor să obțină un efect contrar. Este foarte greu de tras o concluzie. În orice caz, mi se pare exagerat să spui că îndeamnă la aia sau aia, dar își trage fiecare concluzie. Cred că autoritățile ar trebui să se orienteze spre viața reală mai mult. În stradă de nenorocire cu drogurile. Nu cred că asta este ceea ce afectează cel mai tare la generație. Eu zic că e mai degrabă o supapă prin care se pot refula niște tensiuni și poate ceea ce se întâmplă în plan fictiv, repet, este o ficțiune, nu se va întâmpla și în viața reală cu mulți dintre ei. Atât? A, nu, mai sunt multe, dar nu vreau să monopolizez discuția. Domnule Pitiș. Nu o să cad în capcana întinsă să discut despre paraziții sau... Nu, nici nu ne-am propus să discutăm. Familia, pentru că la urma urmei, așa cum am plecat înainte de emisiune, înseamnă un fel de reclamă pentru ei. Va fi rupere să ducă lumea să cumpere discurile. Acum, e vorba de un lucru de
discuție de principii mai... Absolut. Nu cred că suntem un target. Da. Care este problema? Problema... Există acea expresie, 1000 de bordee, 1000 de obiceiuri. Fiecare la el acolo acasă are alte obiceiuri. Poate unul la el acasă stă cu toată familia în pielea goală și în sufragerie în loc de toaletă, tot acolo face și de mâncare, treaba lui, îl privește, este în bordeiul lui. E, ieșim din bordeiile astea, ne întâlnim undeva, pe stradă, într-o piață, într-un spațiu public. Ce facem aici? Putem veni chiar cu toate lucrurile de la noi din casă acolo în acest spațiu public? Nu cred. Trebuie să reglementeze cineva această zonă? Trebuie să existe reglementări în primul rând? În cazurile de față, ce este de discutat este că prin dispariția unor mari creatori din domeniu, Valeriu Sterian, Micu Vladimir, Dorin Zaharia, prin Mircea Florian Lipsă, toată zona cântecului de protest a dispărut și acest loc a fost ocupat de aceste formații. E adevărat, nu mai există formații... Aici sunt cântece de protest. Da. Asta este un lucru evident. Și revista Rolling Stone spunea, dacă vreți să aflați ce se întâmplă în America, adevărat, pe stradă, ascultați cântecele rapperilor americani. Asta este un lucru evident. E, ce se întâmplă acum? Fiind în acest spațiu public, deci de interes pentru întreaga națiune, nu este așa? Se limitează dreptul de circulație al acestor produse aici. Nu se limitează cu nimic vânzarea lor. E vorba de televiziune și radio. Da, atât. Atât. Și nu în concerte sau în altă treaba lor. Acolo se întâmplă. Acolo, dacă vreau, dau banul, dacă mă interesează așa ceva, și iau și cumpăr. Oricine poate să compună chiar aberații contra limbii române, calul ăsta e frumoasă. Asta nu înseamnă că nu sunt niște norme să nu-l dau în domeniul public. Cineva și, dacă îl interesează, publică scoate un disc de ăsta cu astfel de text. Treaba lui, privește. În America, nu e bine nici să iau exemplu cu America, la urma urmei. Păi pentru nu, că, dar oricum noi ne raportăm numai la America, fără, așa că puteți să faceți. Fără să vrem. Fiind buricul Europei, ne putem raporta de la buricul lumii. Are alte reglementări. Da. De exemplu, în Suedia, un consiliu de consultativ al cenzurii suedeze, în anii 60, consiliu compus din 7 doamne foarte respectabile, din familii excelente, și 2 profesori universitari. Au văzut filmul Eu sunt curioasă, de Vince Sioman, cu 8 acte sexuale la vedere și cu organele sexuale la vedere. Și au spus, este un film educativ și trebuie dat pe piață. Asta în Suedia. Poate în alte țări nu. Iată, în China, turneul Rolling Stones este aprobat, dar cu 4 melodii lipsă. Li s-a spus, asta nu în China. Și au spus, da, am înțeles, și se duc să cânte. Sau Eminem în Statele Unite. În Statele Unite, revenim acum, iată, Eminem este premiat pentru tot. Dar Eminem nu apare cu orice melodie pe televiziunile publice. Să ne înțelegem bine, nici filme cu astfel de lucruri nu apar pe televiziunile publice. Ele există. Există acele canale pay-per-view, unde plătești. Deci nu au drept de difuzare aici. Există tot felul de norme în diferite țări. Eu mă aduc aminte tot așa din la începutul anilor 70, formația Kings a scos o melodie minunată, Lola se numea, unde exista un vers, intru într-un bar, beau șampanie și gustul este de Coca-Cola. Ray Davies, șeful formației și autorul cântecului, avea turneu în Statele Unite și a venit urgent cu avionul din Statele Unite la Londra să schimbe acest vers, să-l înlocuiască, și gustul este de Cherry Cola, pentru că altfel nu se putea da pe radio. Și a schimbat versul. Un cuvânt. Din cauza faptului că nu intră Coca-Cola. În domeniul public nu intră. Asta este reglementarea. Da, și recent au fost cazurile cu... Pe disc este apărut cu Coca-Cola. Dar la radio, da, varianta de radio este... Da. Cu Madonna în Germania și cu Dirty, Cristina, da, Aguilera, câteva țări din Uniunea Europeană au interzis. Pentru că toți suntem aici în domeniul ăsta, este un exemplu care, iată, și la noi. Nu luna asta, luna trecută, venim de la Teatrul Notara în drum spre casă, de la Notara până la Dares există 2 sex shop. Acolo, pe o arteră foarte circulată, vitrinele sunt negre.
Deci ce este în domeniul public, vitrinele sunt negre. Deci e există. Cam forțată comparația totuși. Nu, am spus... Ce s-a întâmplat? Iată niște reglementări pentru domeniul public. N-am spus de... Că, rămân la ideea că o formă de artă nu este un sex shop. Asta că nu ne place... Asta putem să discuta? O mare diferențiere. Am dacă mai spus. Nu ne place, nu ne place. Dar nimeni nu are dreptul să n-am impună spus că nu gustul lui publicului larg. Eu n-am spus că nu ne place. Eu, de exemplu, la Radio 3 am avut o săptămână întreagă. Succesul săptămânii s-a dat în disperare o săptămână întreagă. Eu cunosc periferia, Unchiul Sapra. Când am auzit-o prima dată, s-a făcut pielea pe mine. Este extraordinară. Extraordinară, de exemplu. Jos pălăria. Domnul Andreș, apropo de ce spunea... Prezent, hai. Prezent, de ce spunea domnul Piteș. Cântecele de protest. Ai renunțat la cântecele de protest, domnul Andreș? Nu, dar eu le fac într-o formă civilizată. Asta e diferența. Cred că ăsta e cuvântul important în această discuție. Civilizație și civilizat. Când vorbim despre un spațiu public, sunt lucruri care nu ne sunt permise. Nici eu nu discut despre asta sub nicio formă. Pot să înțeleg poziția unei case de producție care vrea să obțină bani foarte mulți. Sigur, pe mine mă deranjează foarte tare că există foarte multă lume care vrea să asculte așa ceva. Asta mi se pare problema. Faptul că au succes astfel de texte, că de fapt în special la texte ne referim. Dar, ca artist, sunt total împotriva oricărui tip de cenzură. Trebuie să existe și astfel de texte. Dacă există public pentru ele, trebuie să existe. Nu? Orice ai face, ele vor exista. Evident, în clipa în care se pune problema că acest text poate fi ascultat, să zicem, la 11 dimineața de un copil care are, știu eu, 12 ani și înțelege, poate că înțelege că e artă, dar poate că nu înțelege că e artă și poate că nici nu e așa multă artă. Asta e altă discuție și nu vreau să intru în tema asta. Câtă artă e într-un astfel de cântec? Dar copilul ăla nu are încă destul discernământ ca să zice stai puțin că asta e artă, nu ne băgăm. Plus că sunt foarte mulți părinți care și părinții fac parte din public, oricât de ciudat i s-ar părea cuiva care produce astfel de muzică. Poate că ei nu vor să asculte așa ceva și în clipa în care lucrul ăsta se difuzează pe un canal public, eu vă dau un exemplu pe care l-am aflat azi de la doi colegi de-ai mei de la facultate, care venind cu mașina, cu un taxi către școală, au auzit-o la radio, nu contează ce post de radio, nu contează ce, ceva de genul ăsta. Și a zis, dom'le, dar eu nu vroiam să ascult așa ceva. Nefiind la mine acasă, nu puteam să închid radio, pentru că la mine acasă îl închid sau nu-l ascult pe postul ăla. Dar fiind într-un taxi în care radio mergea ca așa vrea să asculte cel care conducea taxiul, șoferul, sau un mijloc de transport în comun. Da, sau un mijloc de transport. Eu am fost obligat să ascult lucrul ăla pe care altfel n-aș fi vrut să-l aud deloc, pentru că nu făceam plăcere, nu vreau să ascult așa ceva. Asta e diferența dintre un spațiu public și un spațiu privat. Exact ce a spus și domnul Pitiș, și nu e vorba numai de magazin, sex shop, pe Magheru, deși și asta e de discutat, pentru că din punctul meu de vedere, și asta vă spun ca arhitect, mi se pare că partea principală au ce căuta astfel de magazine, asta dar asta e altă discuție. Eu am spus doar atât că fiind este. La sigur. Stradă, sigur. Pe orice stradă ar fi fost, tot sigur. Cu negru era. Sigur. Existând posibilitatea ca acea imagine să facă rău cuiva, sau ca acest text să facă rău cuiva, nu la toți, poate la un procent infim, dar dacă un om are de suferit, acest lucru nu poate să existe ca atare în spațiu public. El trebuie să fie într-un fel domnul obligat Andreș, să existe. Domnul Andreș, este problema, domnul Pitiș, domnul Pop? Problema este la, pe de-o parte, că nimeni nu dezbate astfel de chestiuni. Și noi mai mult ne-am agățat de lucrurile astea ca să generăm în sfârșit o dezbatere. Să vedem cum se pot face aceste lucruri, ce părere are societatea despre ele. Chiar să atenționăm și în emisiunea asta. Părinți, mai uitați-vă din când în când la ce se uită copiii voștri și cel mai bine e să discutați cu ei despre ceea ce văd. Nu să interziceți, nu să întrebați ce părere au și să le răspundeți. Asta pe de-o parte. Doi, haideți o secundă, să îi rugăm pe telespectatorii noștri să sune și vor intra în direct să spune părerea în legătură cu aceste lucruri. Vă rog. Poți să vă dau un telefon? Vă dau telefonul meu, nu trebuie să plecați. Poftiți, aveți telefonul meu mobil și sunați. Peste tot există reguli, peste tot au fost astfel de polemici și de... Suntem, din păcate, cu cam vreo 20 de ani în urmă la această dezbatere. Noi trebuie să o facem acum, când alții au încheiat-o, când semaforul e bine pus acolo în audiovizual, când e verde se trece, când e roșu nu se trece și așa mai departe. Noi trebuie să o facem acum. Și avem impresia că România e un unicat, că numai în România se pot întâmpla astfel de chestiuni și că în România se reinstaurează cenzura. Eu vreau să dau ultimul exemplu al clipului lui Robbie Williams, care n-a putut să intre la televiziunea britanică necenzurat.
în timpul zilei. Aș vrea să adaug și eu ceva. Vă rog. Ele sunt deja cenzurate. De dumneavoastră. Da, deci videoclipurile sunt cenzurate, textele sunt cenzurate. De aici încolo, dacă tot nu e în regulă, înseamnă că cenzurăm sensul și estetica. Există un mandat în sensul ăsta, are cineva dreptul să o facă. Da. Eu mă îndesc cu toată sinceritatea, adică eu așa știu că nu există o instanță estetică, nu există o instanță a bunului gust. Aici nu este vorba de domnul Popi, dar așa, de estetică și de... Asta se întâmplă. Mai ales că invocați și bunul gust sau bunul simț sau... Aici sunt niște legi, există o lege care se numește audiovizual. Din păcate am constatat că deși legea asta nouă a intrat în vigoare anul trecut, nimeni nu o cunoaște. Purtăm discuții, facem polemici, acuzăm... dar nimeni nu s-a uitat în ea să vadă, dom'le, cine ne permite legea asta și cine, ce nu ne permite? Da. Și după aia suntem judecați noi, care avem obligația să aplicăm această lege. Voi să repet întrebarea, oată ce textul este cenzurat. De aici încolo cenzurăm sensul. Asta este părerea dumneavoastră. De exemplu, la familia... Când știm clar, iarba să ne înălțăm, să nu știu ce, la sfârșit aprinde-mă repede și acolo este un joc de cuvinte, așa e mai bine decât să-ți rup vena. Deci ce ți oferă el? El îți spune, mai bine fumează, că domnul Puia are și... Acolo nu era marijuana. O să vă trimit un disc când o să am ocazia, să vedeți că ceea ce s-a cenzurat... Are frunza aceea pe șapcă. Da, le face reclamă la... Numai o secundă, este foarte important... ce vreau să spun acum. Și voi dovedi că este vorba de o cenzură a bunului gust, pe care dânsii consideră că... O cenzură, că bunul gust nu putem să fiecare crede altceva despre... Din perspectiva bunului gust, că este adevărat sau nu, n-are importanță. Este un mare hit pe radio, sau a fost până acum vreo lună, care s-a difuzat de absolut toată lumea și de toate televiziunile, care la referent spune așa, mai avem nevoie și de iarbă. De pe la ce nu l-aș cenzurat? Că nu era hip-hop. Era foarte frumos, era o melodie a lui George Nicolescu. Domnul, era mult mai incitantă decât... L-am ascultat și pe domnul Puia, v-am ascultat și pe dumneavoastră. Nu ne băgați unde nu suntem. N-are nimeni nimic cu hip-hop-ul ca gen. N-are nimeni nimic. O vă spun imediat. Era tot producția mea. E foarte simplu de ce n-a. Abia acum am ajuns și aici. Deci avem probleme cu știri, avem probleme cu filme, avem și noi ordine. Suntem 11 inși, acum de fapt suntem 9, nu le putem face pe toate într-o zi. Să ne uităm și la muzică și la... chestia asta a fost o treabă de rutină și am ales două piese de acolo. Deci n-a fost programată, n-avem nimic cu hip-hop-ul. Suntem convinși că până astăzi când discutam aici au fost și piese mai rele. Care ar fi trebuit să fie scoasă. Sunt lucruri care se petrec noaptea pe un anume post de muzică îngrozitoare din punct de... Rog încă o dată, ce am spus mai devreme, dacă cădem în plasa să analizăm un text, nu numai cu textul ăla, putem sta până pe mine. Nu discutăm de text, discutăm un principiu. Un principiu este, trebuie să existe o reglementare? Iată că măcar la atât am ajuns. Trebuie. N-am spus că această reglementare este bună, foarte bună sau cea mai bună. Singura posibilă. N-am spus chestia asta. Am spus, dacă tot este reglementare, această reglementare trebuie să fie simplă și clară. Din acest moment începe un joc de ahoții și vardiști. Iar mă întorc în America. În America, de exemplu, n-ai voie să bei pe stradă. Se bea pe stradă? Da. Cum? Din pungă. De ce? Pentru că n-ai voie să te uiți în pungă decât cu mandat de percheziție. Care este scopul? Să nu bei, așa? Dar iată că s-a găsit un joc. În un moment, când Beatles au scos Yellow Submarine, era evident pentru toată lumea. Vreau să trăiesc în un submarin galben, să ne urcăm în submarin galben. Ei bine, exista o pastilă cu efecte ca diazepamul, care era o pastilă galbenă și îi se spunea Yellow Submarine. Dar nu era vorba de chestia asta. Se putea interpreta și așa. Deci asta înseamnă analiză la estetică sau altceva. Tamburii în mâna lui... Și aia, mai avem nevoie și de iarbă, videoclipul arăta o mașină de tânsă. În momentul ăsta cineau nu are ce să facă, trebuie să închidă gura. Gata, l-ați prins. Tamburii în mâna, de exemplu. Tamburii în mâna era, înseamnă și om orchestră, dar pentru cine știe, în New York era ăla dealerul de droguri, de exemplu.
Dar la Dylan el folosește absolut toate la un loc. Haideți să luăm prima legătură telefonică, cineva din provincie. Lucy in the Sky with Diamonds, la fel. Unii au interpretat RSD. Bună nu seara. Ce să fac. Bună seara. Alo? Alo, m-auzit? O să râdeți, da. Nu râdeți? O să vă fac eu să râdeți. Da, vă auzim. Cum vă numiți? Deci Alex din Galați. Da, Alex, te ascultăm. Deci am 16 ani. Da. Și nu cred că muzica care acești domn de la CNA vor să o interzic îmi poate afecta în vreun fel educația. Deci am și o formație de hip-hop. Sunt știu convins. Și o viața pe stradă. Și nu cred că vor reuși domnii de la CNA să-mi zică mie, domne, dacă cenzurează nu o să mă mai droghez sau nu o să beau sau nu știu ce. Deci credeți-mă că nu CNA-ul este totul privind educația copiilor. Aveți vreo întrebare să-i adresați domnului Ralu Filip? Da, deci cu ce crede el că poate îmbunătăți educația primită de copii, consumul prin cenzurarea videoclipurilor trupelor paraziții și la familie? Vă mulțumim pentru telefon și pentru întrebare. Bună seara! Și eu, bună seara! Noi nu paraziții care vă face pe dumneavoastră. Rolul nostru nu este să educăm. Noi trebuie să determinăm posturile să respecte această lege care este în vigoare, iar rolul de educare vine în primul rând familiei și după aceea mediului în care trăiesc copiii. Alex, noi trebuie să avem grijă la nivel de principii. Domnul Filip, și încă ceva, pentru că trebuie să repetați acest lucru, repet eu în locul dumneavoastră, poate mă angajați cu o jumătate de normă. Ați interzis aceste melodii. Nu mai spuneți că ba, dar le-ați interzis pe televiziune și pe radio, le-ați interzis. Da, bineînțeles. Dar nu putem să facem mai mult. Nu, le-ați interzis pe radio și pe televiziune, atenție. Audiovizual înseamnă radio și televiziune. Asta înseamnă. Doamne, m-a devansat domnul care a sunat înainte și îmi pare bine, chiar vreau să spun trei lucruri care apare nu se suprapun, dar de fapt se suprapun. Vrei să spui și tu muzica care? Nu, încă nu. Vedeți dumneavoastră... Nu, asta e problema, până la urmă, dar... Bun, există partea asta formală pe care noi o amendăm, să zicem aici. Dom'le, suntem un public formal, nu-i frumos să zicem cuvântul X, nu-l zicem, că nu-i frumos. Dar față de un text insipid de genul ce tare te iubesc, ce mult te doresc și nu continui cu rimele astea, Florecica... așa, textele astea vor ceva și spun ceva. Asta am spus și eu, că sunt în... Evident. Acum, în zona protest. În ce Doamne măsură... Bine. Avem 3% artă și 97% marfă sau invers, asta nu e nici treaba mea, nici treaba nimănui. De marfă, domnul marfă muzicală. Un moment, dacă e să discutăm așa, putem să scoatem și revistele literare cu versuri de Emil Brumaru sau Marius Ianuș în Vatra, pe prima pagină cu... Iar, putem citi și în România Literară de Emil Brumaru, nu-i problemă. Da, păi în România Literară, eu ce spun? Dar astea intră în... Revista mă duc și o cumpăr. Da, eu n-am terminat. Nu este spațiu. Vă rog. Deci, primul lucru e că astea sunt texte care spun ceva și pleacă de la o realitate pe care nu putem să o ignorăm. Și din punctul ăsta de vedere, ele trebuie să existe pentru că fac parte din zona aia de text de protect. Că e mai bun, mai prost, calitativ, că e mare cultură, că e mică cultură, că nu-i cultura, asta e o discuție care nu are legătură cu ce discutăm noi aici. Textele astea au un mesaj. Și mesajul ăsta, dacă s-ar trăi grozav și frumos și n-ar exista zona asta gri și cenușie dintre blocuri, astfel de mesaje n-ar exista. E foarte bine. Nu, știți de ce v-aș contrazice? Și eu am trăit în cartier. Bănuiesc că și dumneavoastră ați trăit în cartier. Eu trăiesc și acum în cartier. Bănuiesc că și dumneavoastră ați trăit în cartier. Unii adevărat au trăit în cartier. Da, în alt cartier. Sunteți convins că aceste texte protestează împotriva vieții de cartier sau îl prezintă ca un model posibil simpatic, șmecheresc și așa mai departe. Vedeți că sunt de acord cu răspunsul pe care îl dați dumneavoastră, dar spuneți-mi, unde este muzica de protest de care vorbea Florian Pitiș? Păi nu, după părerea mea nu există. Păi nu, unde este muzica de protest? Nu și haideți să discutăm foarte deschis. Sunt foarte mulți tineri, ca acela care a sunat mai devreme, și care convins că asta e realitatea. Nu, sunt foarte mulți tineri care sunt fani. Fani sau își fac din la familia din paraziții niște idoli. Da. Domnul Tucă. Haideți să discutăm despre lucrurile astea. Domnul Pitiș, altă discuție decât... Da, corect. Domnul Pitiș și abia să discutăm și pe asta. În momentul ăsta... Hai să discutăm de generațiile care aveau ca fani Led Zeppelin, Pink Floyd și haideți să discutăm de generațiile care au
care au idoli pe la familia și paraziții. Nu în seara asta, vă rog frumos, că numai eu dacă vorbesc în două zile. Nicio problemă, avem dacă, o săptămână dacă întreagă la dispoziție. Dacă e cazul ăsta, hai să discutăm de adevărați infractori, cei care cântă cu disc. Pentru că asta înseamnă furt. Înseamnă furt de bani. Eu plătesc să văd niște oameni chinindu-se pe scenă și îmi pun discul acolo. Iar mă întorc în Statele Unite. În Statele Unite, în seara aia, cine cântă cu disc, plătește la sindicatul muzicienilor americani. Pentru că le-au ocupat un loc de muncă într-o seară cu altceva și ei n-au unde să muncească. Și plătesc bani acolo. Pe la noi se cântă tot cu disc cam la... Domnul Pitiș avea dreptate. Ăștia sunt infractori după mine. Nu mai vorbesc de prostul gust și de toate din celelalte zone ale muzicii și date cu o bucurie dementă pe radio, toate fetițele să arunce mâinile sus, iar la băieți le vom da un sărut. Mâinile sus, da. Da. Tot la mine la radio, apropo, dar e numai o problemă de selecție, care mi-aparține, ce spuneai tu. În bunii mei prieteni, cei de la Desperado, cu un cântec de-a dreptul minunat și mare șlagăr, Lena, care la noi s-a dat până la o anumită strofă sau nu s-a dat deloc. Pentru că într-o strofă, în strofa a treia, dacă țin minte, exista versul și de mi s-ar da slujba care aș vrea. Pe un post public eu nu pot să dau așa ceva. Uh-huh. Deci este o problemă de selecția mea. Am înțeles. Nu e o reglementare. Bine, avem și exemple. Și sunt prietenii mei buni. Am înțeles. Sunt trei chestiuni care credem noi că ar trebui. Nu să mai punem întrebări, dar n-ai reușit nici Alex. Eu și aveam trei. Dacă sunt de față, mai vorbește nimeni. Hai să luăm un telefon ca să vă liniștesc și după aceea să vă dau cuvântul să spuneți ceea ce ați vrut să spuneți. Mai stau puțin, da? Mai stau? Eu vreau să-i dau dreptate domnului Pitiș. Că dacă discutăm pe textele astea două, dar nu discutăm pe textele, vrei să discutăm pe textele astea? Credem că sunt trei probleme aici. Da. Unul este videoclipul ca imagine, ca ce prezintă el. Doi este textul și trei este situația limbii române. Aceasta este punctul de vedere al Consiliului. Și se poate discuta realitatea, nu de pe stradă, realitatea aceasta muzicală, sub aceste trei aspecte. Cum se nenorocește limba română? Cum cineva din Timișoara sună de pe mobil, are unități puține, nu răspund la SMS. Bună seara! Alo? Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Sunt Ramona din Timișoara. Da. Deci vreau să întreb care este problema cu Casa Loco. Deci aveți acolo jos că interzis. Nu avem nicio problemă cu Casa Loco. Deci nu știu ce dați acolo jos. Ok. Eu nu mi-aduc aminte să... Bun, care e întrebarea? Deci, de ce este interzisă Casa Loco? Nu este interzisă Casa Loco? Nu știu ce ați dat acolo. A fost un avertisment. Descrie Casa Loco, Andreea Bălan, Cristiana Răduță. Nu este, nu este adevărat. Mă bucur că puneți această întrebare. De ce nu sunteți la obiect? Deci, cine nu e la obiect? Deci mafia cântă de nu știu câți ani, numai scene, nici nu pot să... Stați puțin să vă răspundă, deci, doamnă. Deci tipul ăla a sunat înaintea mea, de 16 ani, habar n-are pe ce-l metrește și spune că nu-l influențează. Probabil că nu-și dă seama. Deci, stați să vă răspundă, să rămâneți puțin pe fir. Da, vreau să lămuresc o problemă, da, pentru că am primit sprijin, în ghilimele, ca să avem o imagine mai rea decât am avea în realitate. A fost un raport de monitorizare sau, după părerea celor de la monitorizare, s-a făcut o ofertă pe text și una pe imagine. Din acel raport ne-am oprit numai la aceste două piese, restul nu ne-a interesat, da? Eu am făcut însă o greșeală și am dat... Da, normal. Și am dat la presă comunicatul și am anexat toate textele ca să se vadă cum am judecat. Și eventual practic dacă... v-ați oprit doar asupra acestor două melodii. Da. Prietenii noștri din presă și de la alte posturi de televiziune au tras concluzia că am făcut o listă neagră, au venit la conferința de presă la noi dimineața, le-am spus că nu există nicio listă neagră, că nu avem nimic cu Andreea Bălan, cu Casa Loco, cu spitalul de urgență, cu sarmalele nu știu care și așa mai departe. Nu, și peste o oră de la conferința de după o oră de la conferința de presă, în continuare știrile, lista neagră a CNA-ului, Andreea Bălan și așa mai departe. Deci, doamnă Valămuri, nu există nicio listă neagră, nu există interzise alte formații în afară de cele două. Bine, nu. Dar și tu spui acum interzise. Formațiile nu sunt interzise, Marius. Melodiile, videoclip. Da, vă rog, doamnă. Îmi cer scuze că v-am Deci atunci cum rămâne cu
MTV-ul, care difuzează Eminem și toate alea. Nu-l difuzează, doamnă. MTV Domnișoară. Europe nu difuzează clipuri cu Eminem. N-am interesat. Vă pot înțelege. Am văzut în Anglia cum să mă difuzeze. Mulțumesc, oricum. De ce oricum? Bă. Mulțumesc. Eram curioasă ce se întâmplă mai departe. Nu, dar nu mulțumesc oricum, că noi nu v-am răspuns oricum, aici v-am răspuns. La mine. Mulțumim, bună seara. Instituția similară în Statele Unite se numește Comisia Federală de Comunicații. Este CNA-ul american. Da. Și am aici la mine procesul prin care FCC-ul a amendat 3 posturi de radio substanțial în Statele Unite, că au dat o piesă Eminem necenzurată, au dat-o integral. Real Slim Shady. Ceva o nouă legătură telefonică. Filip, sunt cenzurate piesele astea ale noastre deja. Aici este mai confundit. Spus, am aflat. Da, a spus că a difuzat una necenzurată. Bună seara. Da, asta noi l-am cenzurat deja. Bună seara. Vă ascultăm. Poate n-a fost cenzurată. Bună seara. Bună seara. Am cenzurat de toate. Mă numesc Iulian Stoia și reprezint o firmă care se ocupă în domeniul impresariatului artistic. Da. Și vreau să pun o întrebare domnilor de la CNA, care, dacă s-au... Există un singur domn de la CNA, Ralu Filip, președintele CNA-ului. Am constatat că sunt 3 împotriva 1. Nu, adică sunt 3... 3 împotriva domnului Popi, care e dintr-o casă de discuri. Deci da, vă rog. Impresia mea a fost că 3 sunt de la CNA și doar 1 din partea celui care se ocupă de muzică. Vă rog. Întrebarea mea era dacă... Credeți că Alexandru Andrei și Florian Pitici nu se ocupă de muzică? Sau cu muzica? Sau... Cred că se ocupă de vreo 30 de ani, 40 de ani de muzică. Da, vă rog. Da, se ocupă, dar vreau să spun din domeniul celor care fac videoclipuri și partea și de promovare. Și Andrei face videoclipuri, are unul, dă tot, nu-i l-a interzis nimeni. Vă rog. Deci întrebarea era... Regulile pe care CNA le vor scoate în domeniul videoclipurilor, unde pot fi citite. Nu vor scoate nicio regulă, există o lege a CNA-ului, vă răspund eu, mai departe. Am scos. Și din câte știu, au apărut că videoclipurile respective conțin anumite texte care se numesc imorale sau indecente sau... Care e întrebarea? Întrebarea este ce înțeleg dânsii prin acești termeni, imoral, indecent, pentru că, din câte constat în emisiunea dumneavoastră, nu este invitat un tânăr care să spună că cum eu nu percepe sunt acest... Vi se pare că eu sunt bătrân? Sunt tânăr și eu. Eu ascult tot felul de muzică. Vi se pare că Andrei e mai tânăr decât toți tineri ăștia din 15-16 ani. Ascult, da, dar cele două videoclipuri... Iar Florian Pitici se este veșnic tânăr. Segment. Poftiți? Alo? Vă ascultăm? Mai deci, sunteți pe fir? Cele două videoclipuri cenzurate se adresează unui segment pe care dumneavoastră nu-l aveți reprezentant în emisiune. Păi nu v-am zis că eu sunt cel care reprezint segmentul ăsta. Și eu ascult muzică, hip-hop, ascult de toate. Mă uit și pe Atomi, mă uit și pe MTV. Și mie îmi plac anumite texte. Mi-au plăcut în trecut și îmi plac și astăzi anumite texte de la formații de hip-hop. Deci mă considerați că reprezint sau nu? Dar nu-mi exprim părerea, că îi las pe domnii care sunt mai multe experiențe. Chiar și aici, la Paraziție, e un vers foarte frumos acolo. Life Viața? Is a bad joke. Da. Îl rog pe domnul Filip să vă răspundă. Vă rog. Deci chiar astăzi, împreună cu toate posturile de televiziune din România, mai puțin Atomicul și MTV-ul, care deși n-au confirmat că vin, n-au venit, am modificat decizia de protecție a uneori. Sunt două articole mari și late în legătură cu programele muzicale. Producțiile și videoclipurile muzicale bazate pe violența fizică, psihică ori sexuală sau care folosesc un limbaj vulgar ori licențios pot fi difuzate doar cu respectarea criteriilor de clasificare și a restricțiilor orare de difuzare. Am făcut același regim ca și la filme, ca și la știri, ca și... Ce e mai violent după 8, ce e și mai violent după 10 și așa. Și al doilea alineat este interzisă difuzarea producțiilor și videoclipurilor muzicale care încurajează consumul de droguri sau care sugerează că drogurile ar constitui un mijloc de rezolvare a problemelor de viață. 1. De ce se interzic aceste piese? La americani se difuzează melodii mult mai vulgare. Iordănescu.
Dar noi nu le-am interzis pentru vulgaritate. Dacă e să ne menținem că am interzis ceva. Pe un Andrei, l-ați interzis cele două videoclipuri. Acum ne certăm pe cuvântul interzis. Cele două melodii, cele două videoclipuri sunt interzise, ca să nu mai zic cele două formații, pe posturile de radio și televiziune. Da. Pe asta un Andrei. Specificat, nu subliniat interzis. Că pe posturile publice de... Când se vor cenzura melodiile de Păhărela lui Gică Petrescu? Ia mai toamnă. N-are nicio... Adică, cum? Nu e Bourbon. Nu. E bine, e deplasat. Mogo și Alexandru, pentru Dan Popi. Știe vreo strofă din Mihai Eminescu? 4. Popa Cristian. Numai oamenii întreabă, nu trebuie să râdeți. Popa Cristian, există de... E cineva pe fir? Dar poate are de Eminescu. E cineva pe fir? Trântiți-l. Păi am zis, bună seara, la revedere. Popa Cristian, există desene animate pe posturile dedicate cu tot felul de monștri. Acestea de ce nu sunt interzise? Pentru că, virgulă, copiii se comportă la fel ca și personajele. Iată o întrebare foarte bună. Iată să vedem care cumva o problemă nu numai la noi în țară. Este corectă. Eu am găsit și niște rapoarte de la UCLA, atât pe MTV cât și pe desenele animate. Repet, nu se poate face totul într-o... care e problema cineaului în acest moment? Problema cineaului este că a intrat pe un teren de fotbal în care nu erau trasate nici liniile, nici centru, nici porțile, se juca și cu mâna și cu piciorul și le punem și noi, luăm și noi în ordine, de la un cap la altul al terenului. Că nu putem să le facem pe toate odată, dar este o problemă cu desenele animate. Dar vă dați seama pe fondul ăsta, dacă mai veneam, spuneam ceva și de desene animate... Ce reacție, da. Până și desenele animate. Muzica, trece la desene animate și mai târziu să înceapă cu știrile. Și să dăm numai din cele care nu sunt violente. Așa e, da. Din Irak să nu dăm nimic. Vom lobotomiza populația. E bine? Vor monitoriza americanii. Ascultăm o întrebare foarte interesantă. Știrile de război vor fi americani. Vă dau în raportul UCLA. Ei au curaj să discute. Mai repetați. Universitatea Los Angeles, deci California, da? Niște proști. Nu-și dau cu părerea, nu este o instanță care... aici, da? Au curaj să discute despre violența din Tom și Jerry, de exemplu. Noi dacă am discutat de violența din Tom și Jerry, ar râde nu știu cine de noi și ne-ar spune că suntem tâmpiți. O întrebare foarte interesantă. Așa cum CNA hotărât ca pentru orice emisiune, o emisiune inscripție de interdicție, și pentru aceste videoclipuri ar trebui puse aceste scrise. Asta am făcut astăzi. Să zic că mulțumesc că acești... Și la radio ce facem? Spunem această melodie ascultată numai de cei până în 16 ani? Sau această următoare melodie de televiziune numai aici. Cu acordul părinților? Vorbeam de televiziune. Eu vorbesc acum de melodie la radio. Nu știu, întrebați-mi la radio merge numai ora. De la intervale de timp. Dar să lași o întrebare apropo de clasificare. Veți reveni asupra deciziei eventual la solicitarea postului de televiziune și... Veți permite difuzarea acestor clipuri după ora 12? Dacă legea în România permite consumul de droguri între 12 dimineața și 5 dimineața, atunci dăm și noi chestia asta. Dar lumea consumă droguri în filme. Ce faceți cu alea? Sunt ficțiuni, nu sunt spoturi publicitare. Iertare că mă bag acum din nou. Știți cum e cu fumatul la american? Spuneți-mi și mie, în ultimile filmele făcute în ultimii ani, câți actori în roluri ați văzut fumând? Uitați-vă cu atenție și o să vedeți că nu există. Sau rolurile foarte negative. Numai și fumează. Atât. Nu, dar BBC-ul acum are ce vrea să interzică cu fumatul. Uite, iar o problemă de reglementare pe spațiu public. Când s-a întâmplat groaznicul eveniment din 11 septembrie, atunci cu gemenii, da. Imediat în seara aceea s-a dat hotărâre. Nu se mai difuzează. Da, imagine cu oamenii care se aruncau. Nu, din punct de vedere muzical. O listă de adevărat. 150 și ceva de piese pe toată America nu se dau, între care era și Imagine John Lennon. Asta este un exemplu negativ, domnule. Vă vine să credeți? Inclusiv Imagine John Lennon. Este un exemplu pozitiv. Deci BBC-ul a fost mustrat de guvernul american pentru că și-a permis atunci, cu ocazia evenimentelor triste, să ridice... O întrebare, oare americanii au și eu un dram de vină în chestia asta? Au fost mustrați de guvernul american. Deci ăsta nu e un exemplu pozitiv. Dacă se întâmplă acolo... Spunea ce s-a întâmplat, a zis că e un exemplu pozitiv. Ce s-a întâmplat pentru o perioadă de... Nu începând de atunci, nu se mai dă Imagine. În perioada asta, până la alte reglementări, nu mai dați inclusiv Imagine John Lennon. Să zică mulțumesc că acești căcăcioși nu fac pușcărie. Suntem îngroziți pe mâinile cui rămâne societatea.
Gheorghe din Giurgiu, Ralu Filip să plece înapoi la ziar pentru să lase tineretul să-și vadă de treabă. Deci, domnul Filip, înapoi la ziar și lăsați tineretul să-și vadă de treabă. Dar de ce neapărat la ziar? Acești moși aduși în emisiune nu au tangență cu muzica. E părerea dumneavoastră și e chiar o jignire asta și prefer să nu o comentez. Nu, este un mod de gândire, nu este o jignire. Păi e un mod de gândire care jignește invitații. Era o înșiruire logică de elemente, dacă eram puțin atenți. Surdu Bicaz, domnul Ralu Filip se cramponează de această muzică, dar CNA de ce acceptă publicitatea erotică? Sunt mai trei lucruri mari și la răspundeți tot timpul. Păi vreau să explic. Trebuie omul. Da. Pentru acceptăm de la 12 noaptea publicitatea erotică, pentru că nu există niciun motiv legal să o interzicem. Trei lucruri sunt interzise mari și late în audiovizualul românesc. Reclama la tutun, pentru că n-ai voie să o faci. Pornografia, pe care am lăsat-o numai pe cablu. Și drogurile. Atâta. În rest, orice se poate vedea. Dar nu oricând. Și nu oricum, da? De la 8, de la 10, de la 12 noaptea, suntem într-o scară. Da. Haideți că trebuie să ne oprim puțin pentru publicitate și vom continua dezbaterea noastră în această seară și cu un nou invitat. Publicitate. I always wanted to be a photographer to celebrate the extraordinary beauty of the people in China. Everyone was against me, but doing hard labor during the Cultural Revolution taught me how to work hard, how to survive in this country. I bought an expired film and a practice on a borrowed camera. In 1982, my sister gave me a brand new camera, and I've never looked back. I was the first freelance photographer in China. All my friends and family are very proud. I can't explain why my photographs appeal to so many people. I just shoot. But we have a saying in China, beauty is everywhere. You just have to learn how to find it. Whatever your journey, keep walking. So do you have any examples of this idea succeeding before? Well, no, but then it wouldn't be new. They'll be in touch with you very soon. Gentlemen. Very good. Thanks. Thanks. You're welcome. Hey, how'd it go? It went great. I need you out there. I'm going. I'm on my way. Please drink responsibly. A message from Johnny Walker. Сталинская. Pentru cei puternici. Сталинская. Sponsor oficial al echipei naționale de fotbal. Nu se știe niciodată când ai nevoie de o respirație proaspătă. Așa că întotdeauna ar trebui să ai Winterfresh la îndemână. Respirație rece ca gheața, ce durează. So do you have any examples of this idea succeeding before? Well, no, but then it wouldn't be new. We'll be in touch with you very soon. Gentlemen. Very good. Thanks. Thanks. You're welcome. Hey, how'd it go? It went great. I need you out there. I'm going. I'm on my way. Please drink responsibly. A message from Johnny Walker. Cu Skol Beer, cele bune să se adune. Uită-te sub capacele de bere Skol. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. Combină trei vedete din spotul Skol și câștigi pe loc unul din cele 100.000 de tricouri. Sau unul din cele 10.000 de radiocasetofoane portabile. Sau vii într-o emisiune televizată și câștigi fără tragere la sorți cel puțin 100 de milioane de lei. E limpede că-i bună? Skol Beer. Abonează-te acum la Jurnalul Național și primești ziarul la un preț excepțional. Jurnalul Național, un ziar vertical.
Formula completă de vitamine și minerale. Vitamax. Sănătate și energie la maxim pentru toate gustele. Vitamax. Aflați unde și cum puteți schia la munte. Ca să mergeți la sigur, Ursus vă prezintă emisiunea Pârtiile la zi. În fiecare joi și vineri după Observator la Antena 1. Claudia Collection. Diferența este în stil. Auzi? Crezi că o va... Nu știu. Da, tu. Crezi că o va... Auzi, băiete, ia. Auzi? Crescova! Crescova. Vodka, nu glumă. Avertisment. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Da. Continuăm dezbaterea din studio. Printre noi se află și domnul Ștefan Bănică Junior. Domnia s-a aflat întâmplător în prima parte, pentru că urma să discutăm în partea a doua emisiunii despre noul videoclip lansat, povestea rock and roll. E interzis, nu știi. Va fi. Va fi, probabil. O să vedem în seara asta și domnul Radu Filip, probabil că în mod foarte obiectiv ne va spune. Așadar, se alătură dezbaterii în această seară și domnul Ștefan Bănică Junior. Și pentru că tot primul venit trebuie să aibă primul cuvânt, vă rog să comentați ceea ce am discutat până acum, despre ceea ce am discutat până acum. Deci aș începe să... Eu sunt de acord în mare parte cu ce a spus Moțu Pitiș, în sensul că trebuie să existe o reglementare, trebuie să existe cineva care pune punct până la urmă. Cineva care semnează, facem ca Brânzovenescu, o dăm anonimă. Ce facem? Deci trebuie să existe cineva care pune punct. Ne convine sau ne convine, din punctul meu de vedere, spun următorul lucru. Dom'le, eu fac de pildă ceea ce îmi place. Dacă întâmplător ceea ce îmi place mie poate să treacă necenzurat, e ok. Eu nu spun ca băieții de la Paraziții sau ceilalți să facă ceea ce ar trebui. Să facă ceea ce simt, ceea ce cred că e bine pentru ei, în primul rând ceea ce îi reprezintă, cu riscurile de rigoare. Toți facem lucrurile cu niște riscuri. Ne asumăm aceste riscuri. Iar cineva trebuie să decidă. Că e domnul Filip, că e altcineva, că va veni altcineva. Până la urmă, acel cineva trebuie să decidă. Pentru că altfel se naște o mică anarhie și în, și în domeniul ăsta al show business. Și spațiul public trebuie să rămână spațiul public. Asta e ideea pe care pedala și domnul părinte. Da, Moțu știe mai bine ce spuneau hipioții și eu, iarăși, deși sunt multe lucruri pe care nu le știu, dar asta l-am reținut cu foarte multă exactitate. Spuneau, domnule, fă absolut ce vrei, dar nu deranja pe cel de lângă tine. Ok. Ați auzit, domnul Popi? Și domnul Ștefan Bănică Junior e la casa noastră de producție, nu? Da. Mai să mă dă. A fost, nu? Este o mare democrație de servicii. Nu vă faceți griji. Nu, deci, da. Dar nu cred că... Absolut, discutăm foarte liber, nu-i problemă. Eu, adică cred că... Da. Cred, ocupă tot cartierul și în fața blocurilor și după blocurilor. Haideți să lăsăm și pe domnul Alexandru Andrei. Eu nu l-am la casa asta de producție. L-am întrebat de vreo 3-4 ori. Am trei lucruri și n-a ajuns decât la primul sărat. Nu, hai, vă, Alexia. Nu, pentru că de fapt celelalte două s-au atins între timp, așa că eu am scăpat. Știu, dar nimeni nu le poate atinge așa cum le atingi tu. Deci te rog să le atingi. Te rog să le atingi cu tandrețea ți-a recunoscută. În primul rând vreau să-mi cer scuze. Eu știu că fac parte din Jurassic Folk. Nenala probabil că la asta se referea. Nu-i niciun fel de problemă. Am plecat de la ideea că aceste cântece au un mesaj și sunt mult peste cântecele care n-au niciun fel de mesaj. Din punctul meu de vedere, și ca artist, și ca consumator, prefer un gest artistic care are un mesaj, care îmi spune ceva. Altfel nu mă interesează. Din punct de vedere al producătorului, eu nu sunt la casa dânsului de discuri, deci n-am niciun fel de parti pri. E normal să vând ceva ce mi se cere. Dacă n-ar exista un public serios pentru o astfel de producție, acest lucru nu ar fi produs, nu ar exista tiraj. Ar exista artistul el în casă care, exact cum a spus Ștefan, poate să facă ce vrea el la el în casă, ca gest artistic, dar din clipa în care vrea ca gestul ăsta artistic să apară pe piață, deja apar niște reguli. Prima cenzură e chiar casa de producție, care zice, domnule, nu cred că pot să vând asta.
Uite că a putut. E prima cenzură. Nu, dar corect. Vreau să spun și cea mai simplă. Nu cred că am public pentru asta. Nu se referă nici la, nici la cât de valoros e, nici la nimic. În clipa în care există public pentru asta, Casa de Producție zice, păi da, putem să vindem, deci îl facem. În clipa asta îl producem. Sigur, ca să vin și mai bine încep să faci o înregistrare ca lumea, să faci videoclip. Se pune problema difuzării. E, difuzarea înseamnă că ajungi pe tarabă. Că televiziunea ce e? O tarabă, nu? Și radio, e tot o tarabă în care ne punem marfa și zicem, hai la mine, hai la mine. E, în clipa în care ajung pe tarabă, există încă un set de reguli care se aplică. Ce pot și ce nu pot să pun pe taraba asta de la 5 la 8, ce pot să pun după 8, ce pot să pun după 10, exact ce s-a spus acum. Peste tot există pe producțiile astea muzicale o chestie mică scrisă. Atenție, conține cuvinte explicite sau nu știu ce, asta există peste tot în lume. Probabil că există și la noi. Există, există. Bun, și dacă textul respectiv, că în special la texte ne referim, de principiu, nu la formațiile în discuție aici, e de categoria asta, înseamnă că nu poate fi difuzat oricând și oriunde pe un canal de public de televiziune sau de radio. Cenzurat. Sau nu. Dar nu, trebuie să existe niște reglementări. Exact cum a spus și Mosu, eu nu spun că asta e cea mai bună reglementare. Dar când ieșim pe stradă să circulăm, trebuie să existe un polițist acolo în intervenție, că altfel ne călcăm unii pas în picioare și unii mor din chestia asta. Trebuie să existe reguli. Ai terminat? Ca da. Să după azi mulțumesc. Nu, nu, nu trebuie să mulțumești. Nu, dar apropo de cenzura și de cenzurat. Vreau să vă întreb un lucru de care m-am lovit de foarte multe ori. Există melodii cenzurate, dar tocmai cenzura arată foarte clar cuvântul pe care îl spune cel care îl cântă sau îl rostește. Și până la urmă, care e rostul cenzurii? Că de fapt nu există nicio bip, cenzură. Că zici bip și se subînțelege clar. Îți atrage atenția și mai rău. Și mai mult. Atrage atenția și mai rău și se înțelege mai bine cuvântul decât dacă nu ai pune bip acolo. Păi să ne spună, nu știu, să ne spună... Ce ne-au numesc? Lucrul ăsta s-a rezolvat. Credem noi prin... și poste. Nu, prin reglementarea de astăzi. Noi n-am interzis pentru vulgaritate. Ah, pentru consum de droguri și... licențios. Deci, nu, și la alcool, da? Droguri și alcool. Dacă ai o chestie cu alcool, nici reclama la alcool, nici consumul de alcool nu e interzis în România. Bine, îl dai după 12 noaptea. Și așa după 12 noaptea e tarabă ce e acolo la televizor noaptea. Și asta trebuie discutat, dar nu de noi, de societatea civilă, da? E bine ce se întâmplă noaptea la televizor sau nu e bine? Dacă societatea ce e bine și CNA-ul n-are cum să zică că e rău, că nu-i nebun. Deci, da, dar e bine. Zice societatea, dați-le, domnule, crime, viole, lăsați, învățați să facă și noi o să zicem la fel. Că nu putem să zicem altfel decât zice societatea, da? Dar să zică societatea asta ceva odată. Că în Statele Unite, într-o dezbatere ca asta, a intrat și domnul Clinton când era președinte, a intrat și domnul Bush, fără nicio jenă, a intrat și domnul Cine, actual vicepreședinte și așa mai. La noi nu dezbate nimeni nimic. La noi avem reacții. A făcut bine, n-a făcut bine, îmi place aia, nu-mi place aia, fiecare cum se uită la televizor, zice, dar CNA-ul de ce nu o scoate, nu știu ce? Păi noi nu suntem nici de scos, nici de băgat în program. Că trebuie să mai repetați în seara asta, spre finalul emisiunii, ce reglementările pe care le-ați, sau dispozițiile pe care le-ați luat astăzi, după ce ați discutat cu televiziunile. E mai bine să lași piesa natur, dar să o difuzezi de la 10 seara sau după 12 noaptea, depinde cât de des e bipul ăla, da? Pentru că mai multe șanse să treacă. Deci poate fi difuzată după ce oră piesa, dacă nu incită la consum de alcool și la consum de droguri. Păi, cu alcoolul poate să meargă și noaptea, de la după, 10 seara sus. După 10 seara poate să, sigur că să fie dată. Să mai lămurim un lucru. Când ne referim la minori, principala noastră grijă este categoria între 6 și 12 ani. Domn. La 14, la 15, la 16, au deja de opinii. De 16 ani. Sigur că de la 16 la 18 nu mai are. Avem o nouă legătură telefonică. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Cu respectul pentru domnul Pitiș, pentru toți invitații de acolo. Seara. Aș dori să pun o întrebare pentru reprezentantul CNA-ului, da. Dacă se poate. Chiar președintele. Bună seara. O scurtă întrebare. Până când știrile de la ora 5, deoarece, după părerea mea, fac mult mai mult rău decât oricare alt gen muzical. Și dacă am ajuns la muzică, de ce nu puneți, domnule, la CNA ochelari de soare, așa, roz, la toți tinerii, dacă tot e vorba de tineri, să vadă totul frumos, minunat, dragoste, iubire, poate și texte idiote, dacă se poate, adică, haideți să nu mai vadă nimeni cenușiul, nu?
De ce nu? Aștept și eu un răspuns. Mulțumim pentru întrebări. Bună seara. Bună seara. Am impresia că e un dialog al surzilor. Ia nu știu câte oară când spun că nu avem nimic cu viața de cartier. Fac o paranteză. Mi-am exprimat o părere personală și îmi pun o întrebare. Este protest împotriva vieții de cartier sau viața de cartier a devenit un model care se extinde în... O să înceapă să-mi fie jenă că am făcut o facultate și că sunt ceea ce sunt, pentru că nu fac parte din realitate și sunt din alt film atunci. Și trebuie să-mi cer scuze și să mă recalific la cartier. Problema e să nu ignorăm realitatea. Păi, dar nu ignoră nimeni. Deci n-a venit nimeni să spună de ce cânți despre realitatea din cartier, de ce arăți nu știu ce în clip. Singura chestiune care am spus-o, aia cu drogurile. Potriva drogurile. Deci, din punctul nostru de vedere, este o opțiune clară la familia. Fumați în loc să vă rupeți vena și aici, la paraziții, e cu vena direct. După aia putem să și discutăm. Dacă e bine să ne îngât, deschis televizorul, că suntem după 10, vii acasă, vrei să te dai din greșeală și zice unul că nu știu ce îngât îți face, dacă e normal, așa. O operație ceva. Da, da, da. Aia e altă discuție. Aia trebuie, repet, să o poarte societatea civilă. Lumea trebuie să înțeleagă că noi suntem acolo totuși niște funcționari publici. Noi nu, rostul nostru nu e să facem filozofie. Nu e să stăm să alegem între versuri, să le cântărim, să le nu știu. Rostul nostru ca și milițianul, dacă vreți să o spun pe românește, da? Polițistul. Ai trecut pe verde, e în regulă. Ai trecut pe roșu... V-ați luat acum o nouă sintagmă. Foarte bine. Nu e nicio problemă. Pentru că altfel nu ne înțelegem. Și de fiecare dată spune, dar de ce nu-i dai lui ăla în cap și vii să-mi spui mie? S-au schimbat mult știrile de un an și ceva față de ce erau. E adevărat, știrile, la toate posturile. Luăm o nouă legătură. Faptele nu s-au schimbat. Bună seara. Da. Bună seara. Bună seara. Ruxandra, mă numesc. Sunt studentă la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din București, David Ogilvie. Eu cred că problema pe care discutați în această seară este una reală și vreau să vă întreb, fiindcă eu nu sunt atât de naivă să cred, că aceste videoclipuri conțin un mesaj de protest ci din contră. Cred că încurajează o realitate care deja există. Mă refer în primul rând la tipul educație mediocru a tinerilor din ziua de astăzi. Și cred că în urma unei cercetări sociologice riguroase, cred că aceste efecte s-ar vedea. Și vreau să-mi spun domnul Gradu Filip că ar trebui să mărească numărul personalului avizat să mediatizeze diferite sectoare din domeniul audio. Să monitorizeze, da. Bun, mulțumim pentru telefon. La revedere. Bună seara. Păi, domnul Filip, mai sunt și de bine telefoanele. La un moment dat vă gândesc că sunt mai de rău. Păi au venit două feluri de mesaje și chiar probabil că niște colegi de-ai mei și-au pus, probabil că mulți pomeneau de bâtă, de baseball, de chestiuni de genul ăsta și părerea mea cu bâtă, că... Păi aveți grijă, aveți copii la școală, vă spargem dinții, ăsta e dialogul cu... aceștia sunt fanii, da? Păi ăsta e protest cu vă spargem dinții. Da, într-adevăr aveți dreptate, domnul Tuc, asta este o formă dinții, de protest. Față. Da. Eu cred că mai trebuie să înțeleagă ceva publicul, indiferent cine va fi... Aveți ceva cu domnul Puie? Bănuiesc că nu. Nu. Indiferent cine va fi... Nu-i cunosc, nu intră însă... Dacă vreți să vă fac un știință oricând, cu mare plăcere. L-am văzut la televizor când spunea că are ceva cu noi artiști și m-a bufnit râsul instantaneu. Vă spun sigur că parcă sunt prea mulți artiști, dar lipsește arta. Suntem toți ziariști, suntem toți artiști, acum ai ceva cu noi artiști. Indiferent cine va fi în consiliu. Problema nu e de persoană, nu e de Ralu Filip. În primul rând sunt 11 oameni care decid. Acestea sunt principiile pe care România trebuie să le respecte. Am înțeles. Hai să dăm și videoclipul domnului Ștefan Bănică Junior și după aceea... Necenzurat și după aceea vedem ce se poate face. Ce se poate tăia. Cum putem rezolva să mai tăiem din el, să-l mai cârpim. Vă rog, videoclipul.
spus oare cât de mult îmi place așa cum ești? Ți-am spus oare cât de mult îmi place când îmi zâmbești? Și ți-am spus vreodată cât îmi place să te ascult când vorbești?
puțin zahăr, te rog. Poftim și... Mersi. Suntem în direct? Da. Știi că se filma aici, se filmează. Era un film cu Dinica. Da. Clar, incitare la violență. Prima parte, după aia, mișcări la șcive. Vă rog, eu nu mai faceți glume, că de ce? Mâine... Dar nu vreți să mi interzice și glumele domnului Filo? Nu, puteți să glumiți, dar o să vedeți vreo două publicații și nu știu cine, că o să anunță că cineva i-a interzis... Nu, eu sincer am crezut că se dezbracă la sfârșit, doamna, cu domnișoara care se rădă. Eu trebuia, dar până la urmă, uite, nu s-a mai întâmplat. V-a scos doar ochelarii. Hai să discutăm și despre, pentru că sunteți oameni care faceți muzică aici și vă ocupați cu muzica. Domnul Dan Popi s-a retras în, să dăm din ce în ce mai într-o parte, da. Daniel. Ați deschis subiectul la început și n-am apucat să discutăm. Muzica de protest. De protest. De ce nu mai e muzică de protest? Și pentru că, așa cum spuneați, aveți dreptate. Muzica formațiilor, cum sunt Parazeții la Familia, înseamnă pentru tineri muzică de protest. Și a luat locul muzicii de protest care... Cel puțin în accepțiunea noastră însemna altceva, a mea, cel puțin, să nu vorbesc în numele nostru. De ce nu mai există muzică de protest? Pentru că nu mai există artiști? Din foarte multe motive. Motivul, care ar fi explicația motivul noastră? Cel mai important este că atunci, în anii 60, de zona asta care era de largă popularitate... Dar Sterian cânta cu după 90. Când a început. Sunt de toată zona asta s-au ocupat oameni care s-au terminat sau măcar au făcut jumătate dintr-un institut de învățământ superior și de cea mai bună calitate. Oameni pregătiți, oameni care au refuzat să se ducă acolo să se ocupe de așa ceva, pentru că au simțit că au ceva de spus aici. Acum de zona asta nu se ocupă premianții, din păcate, se ocupă alții. Acum orice om care urmează o facultate, că se mai întâmplă și lucrul ăsta, că dacă tot vorbeam de ce interesează, domnule, sunt cumpărător, sunt tot în momentul ăsta, dacă e să mă iau după sondajele de ce e interesat tineretul, eu ar trebui să dau pe România Tineret că numai fapte de tineri care nu vor să ducă la școală, pentru că ăsta este interesul cel mai mare, și al doilea, dacă tot s-au dus la școală, să plece în străinătate. Dau emisiuni de astea, sunt de cel mai mare interes, asta nu se pune problemă. Se poate? Nu se poate. E bine, mă întorc la cântecele de protest. Asta era. Orice om care urmează o facultate, acum se duce într-o altă zonă a unei activități de largă popularitate. Dar nu adică, iată atâtea studente în drept care fac și modeling, să nu vorbesc, să nu spun invers. Cele care fac modeling sunt toate studente la drept. Eu am luat tocmai am spus să nu spun invers. Deci s-au găsit alte zone. Zona asta a fost lăsată, cum să spun, sau cântării României, ceea ce înseamnă dansul și toate, ar sări toată lumea în sus de bucurie, pentru că... Nu, se spune mâinile sus. Asta e băgată de mine, muzica asta, în zona numită muzică degeaba. 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 Hip-hop-ul și ce fac ei nu este muzică degeaba. E bine ce se întâmplă aici. Ei arată cu forțele lor, cu puterile lor, arată ce se întâmplă în stradă. Câți dintre cei care fac muzica asta vor să epateze sau vor să braveze? Și nu au cu adevărat de transmis un mesaj? Nu pot să fac proporții aici. Unii da, unii nu. Doamne Dumnezeu, unii fac protest din hip-hop, din Mercedes-uri. Nu asta discutăm acum. Dar înseamnă un puls, înseamnă ceva acolo. Înseamnă, spre deosebire de cealaltă muzică de care vorbea și Alexe, muzică degeaba. Aia îți intre pe ureche și iese pe alte fără să lase nimic la mijloc. Că e făcută mai bine, că e făcută mai prost, asta e altă problemă. Că e făcută la nivel de gazete de perete, de brigada artistică, treaba asta. Asta este altă problemă, cu totul altă problemă. Dar nu e muzică degeaba. Domnul Bănică. Da, Moțu, dar poate să fie o chestie, și este, după părerea mea, până la urmă, o chestie subiectivă, tot ce vorbim aici. Dar problema, după părerea mea, se pune în felul următor. Noi putem vorbi, și eu și Marius, cred, de o generație care am crescut cu multe lucruri care ne-au fost interzise și tocmai din acest motiv ai pe generația mea, deci eu am 35 de ani, vorbesc de
discurile care se aduceau, de cărțile pe care le luai. De la bulgari, să, da, să te uiți la bulgari pe la Topkata, la fotbal și așa mai departe. Până la urmă, ai luat niște lucruri, niște lucruri pozitive. Mă gândeam la porcărelile alea care intrau prin liceu, pisica în cizme sau nu mai știu ce, erau toți băieții, eram cu ochii ieșiți. Păi dacă îi spui, unul de 16 ani, 17 ani acum de astăzi, se uită la tine, păi nu înțelege nimic, când le au la îndemână. După părerea mea, există atât de multă informație a intrat în țară după 90, încât mulți dintre tine nu știu ce să facă cu ea, nu știu încotro să se îndrepte. Informație devastatoare și nu au niciun fel de discernământ sau nu vine nimeni să spună ce, cum și așa mai departe. Bombardamentul asupra lor trebuie să existe din toate părțile, nu numai ce ne aud. Sistemul educațional, iar profesorii care arată altfel sau trebuie să arate altfel, tot cum se întâmplă acolo, altfel. Da, dar pe piața muzicii e foarte liberă. Apar 1000 de formații. Foarte bine. Scot pe piață, scot pe tarabă ceea ce produc și acum nimeni nu poate să intenzive sau să... Nu, să nu uităm că muzica se promovează totuși prin canalele mass media. Nu numai. În primul rând prin canalele mass media. Au trecut vremurile când era o chestie ușor subversivă și trecea din mână în mână. Nu e adevărat. Și practic dacă le retezi acest canal, le aduci un mare de serviciu. Indiferent ce vrem noi să spunem aici, că să vezi că nu are decât la el în cartier, pe tarabă, sigur că trebuie instituit niște reguli, dar trebuie să fie clare. Adică ultimul lucru care trebuie să se întâmple este ca trece, nu trece să fie la cheremul, la bunul plac al unor persoane, fie ele și foarte avizate. Domnul Popil, aveți aici pe domnul Filip. Eu deja muream de gât de mult dacă eram la casa de producție. Nu știu, găseam orice argument. Și noi să vorbiți că există niște domni. Uite-l pe domnul președinte aici. Și, de expresie. Noi discutăm acum cu totul altceva. Noi discutăm niște probleme de selecție pentru un program, pentru o televiziune. Aici a fost foarte clar. Ce am întrebat subiectul? Sunt trei lucruri. Niște probleme. Păi nu, da. Sunt trei lucruri. A spus clar, sunt trei lucruri. Și eu am avut trei lucruri. Asta cu tutunul, drogurile, pornografia. Atât. Da. Atât. Astea au limitare interdicție în domeniul public. Atât. Mai o chestie importantă, să nu uităm unde se vând discurile. Deci noi vindem discuri în România. Deci cei care producem muzică, majoritatea dintre noi, sigur că există Zamfir, sigur că există, nu știu, ce exemplu să artiști mai dau, Madrigalul, dar noi ne limităm aici. Hai să vedem care este area de cumpărare. După părerea mea, sunt 3-4 milioane de oameni care cumpără... Public activ, da. Da, public activ. Gândiți-vă la publicul care stă în casă, care nu mai iese la un spectacol, care nu mai iese la un concert, deci care e un public mort din punct de vedere comercial pentru muzică. Noi facem un efort să ne rotim an de an cum am putea să vindem aceste discuri. Gândiți-vă că ceilalți, vine din America, da? Și cântă rap. Ce cântă? Despre aia. Ok. 5% poate vinde în America, 5% acolo, 5%, piața lor de desfacere e mult mai mare. Lume. Și atunci fiecare gen își are fanii lui, dar îi are peste tot. Pe când noi, unde să vinzi? Unde să vinzi? Noi avem, acum, ca să spun așa și să mă laud în aceeași timp, domnul Popi, deci îmi dă discul de platină, că am vândut 120.000 de discuri. E foarte frumos. Nu pot să zic, domnule, sigur mă bucur. Cel mai mult mă bucur când văd sala plină, că oamenii vin și apreciază ceea ce fac. Asta e cea mai mare bucurie, care oameni la teatru... Să bagem la buzunar, să cumpere biletul la spectacul sau... Dar gândește, sunt 120.000 de discuri, Marius. 120.000 de discuri. Gândește-te care este proporția vis-a-vis de unul care ar face același lucru dincolo. Deci este infimă, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem legile noastre și nu trebuie să avem bucătăria noastră atât cât e. E adevărat. Mai vreau să ridic o problemă. Nu, da, mai pur, și întrebați. Pur teoretic. Vă rog. Și mă adresez domnului Filip aici. Ca de obicei. Practic? Nu știu dacă vom pune asta în practică. Dar ce se întâmplă dacă noi, datorită pierderilor pe care le vom suferi, și în cazul la familia, înseamnă câteva zeci de mii de dolari, probabil, vă dăm o judecată și pierdeți. Cine plătește? Păi, dați-ne în judecată. Cine plătește? Câștigați și veți afla atunci cine plătește. Păi nu, e foarte important. Spuneți-ne la asta acum, pentru că dacă plătiți la voastră din buzunar, e una.
domnul... Și dacă plătește guvernul din banii publici, alta. V-am văzut demagogia asta. Nu, e o întrebare. V-am văzut demagogia asta. O exersat și pe alte posturi. Este o instituție publică, noi ne asumăm răspunderea. Ajungeți dumneavoastră să câștigați un proces, să avem noi să vă dăm bani și după aia veți afla cine plătește. Nu mai muriți de dragul bugetului acum și de când vă urmăriți propriul. Vă mulțumesc pentru răspuns. Bani. Nu e da? Asta. Iertare că mă bag aici. Da, v-am chemat să vă băgați. Da. Eu îmi cumpăr o mașină care prinde 400 de kilometri la oră. Oulu. Oh, deci, tare. Ați venit cu ea? 180 la oră. Cum îți permiți dumneavoastră să nu mă lași pe șosele din România să merg mai mult de 90? Pentru că eu merg cu 200 posibil? De asta. Păi dar cine îmi plătește mie banii ăștia care i-am dat pe o mașină care merge cu 400 de kilometri la oră? Păi e posibil? Nu cred. Da, trebuie să admită posibilitatea, măcar teoretică, că ar putea pierde. Da, bineînțeles că nu. Așa cum au deja guvernat și justiția. M-am presupus și eu posibilitatea, măcar teoretică, că o să mă lase cu 400 la oră. Dacă ați fi citit legea audiovizualului și probabil ca producător și om care lucrează cu posturile de televiziune, ar fi trebuit să o citiți cam de un an de zile, acolo scrie clar că noi avem răspundere pentru ceea ce facem și că dumneavoastră aveți dreptul să vă... Toți cei nemulțumiți au dreptul... Ca persoane sau dumneavoastră ca parte din guvern? Nu suntem parte din guvern, nici măcar asta nu știți. Autoritate publică, mă rog. Păi, vedeți, autoritatea publică e una, guvernul e alta. Noi nu suntem instituție guvernamentală. Suntem instituție autonomă, nu avem nicio legătură cu guvernul. Pe noi ne-a aprobat Parlamentul. Ok, cine plătește? Lucrăm sub control. Iertați-mi neștiința, n-am citit legea înainte să vin la emisiune. Cine plătește dacă pierdeți un asemenea proces? Că e cu o casă de discuri, că e cu un post de televiziune. Păi, plătește Consiliu. Ce problemă este? Știți care este contribuția noastră la Consiliu? La bugetul Consiliului? Vă spun eu cât este. Sub 5 cenți pan. Atât a riscat dumneavoastră să pierdeți ca persoană, dacă noi pierdem procesul cu dumneavoastră. Este păi, un principiu de... Nu, acum, la, dacă demagogie, pierd un dolar, e... la demagogie, dacă pierd pot un dolar... să vă răspund cu date. Nu e demagogie. Este o foarte întrebare... mare demagogie. Cât grijă asta dumneavoastră față și, de... În final... Dar nu-i mai bine să aveți grijă față de aia care instigă să fumăm droguri? Este... Asta este părerea dumneavoastră. Da, părerea mea e că trebuie întâi să aveți grijă de grădina dumneavoastră și după aia să aveți grijă de grădina altora. Vedeți că să fie la dumneavoastră tot în regulă și după aia noi suntem instituție publică. Veniți și la ședințele noastre, e nu, liber, nu, în regulă, puteți să ne criticați, puteți să ne acuzați. Dar fiți dumneavoastră întâi în regulă, în industria asta muzicală. Noi și... suntem în regulă, noroc că nu vedem. Aveți atribuțiuni mai extinsă, că poate cine știe ce... Poate le duceam evaziune. Da, discuția... Am văzut că ai sfârșit, sare cineva la bătaie, așteptam. Hai că ținut respirația dacă, puțin. Că toți sunt cu Dan aici, dar eu nimic, și cu domnul Popia am făcut și un album de altă natură, adică muzica mea pe care o fac, de-aia am și venit aici, videoclipul pe care l-ați văzut. Este un videoclip dintr-un album live pe care îl scot împreună cu Dan Popi, cu Media Services. Săptămâna viitoare va ieși, este un album live din concert. Din când are loc la reclamă, iată. Da, deci lansarea e reclama unui produs, nu are nicio legătură. Anunț. Deci nu mai este reclamă. CNA-ul, așa ticălos cum este, a dat o decizie la reclamă și a acceptat toate prostele de cultură, de educație, de nu știu ce. Se poate vorbi liber. Deci cum spuneam? Nu l-a acceptat. O să vă treziți, cu paraziți și să se găsesc colo la magazinul. Da. O să costă numai atât. Moțu. Măcar să se vorbească despre Ștefan, să zică. Da. Nu, apropo de cultură, vreau să vă zic deci că tot nu vorbesc. Da, vorbesc de cultură, nu știu de ce mă întrebați pe mine. Da. Chiar de ce mă întrebați pe mine? Vorbesc de discul ăsta care l-am dorit mai de mult timp, dar acum cred că s-a copt destul și a ieșit sau iese pe piață în următoarea săptămână. Ați văzut-o pe Daniela Nane în clip, colega mea, fosta mea colegă de la Teatrul Bulandra. O zic fosta mea colegă pentru că sunt la... Fostul teatru. De la fostul meu teatru, pentru că eu sunt acum la Teatru de Comedie. De ce ai plecat la Bulandra? L-am terminat aici. Sper să-mi revin, mi-a revenit și îți răspund. Am plecat de la Bulandra împreună cu fantastica Stella Popescu Junior, pentru mulți o știți de Emilia Popescu, dar așa a zis un taximetri și de atunci nu mai pot să-i spun altfel. E zis junior la o femeie. Da, ce, vă știu de undeva, sunteți Stella Popescu Junior, dacă mă vă vedea cu mine în cuplu, eu eram băiatul lui Bănică, eram Bănică Junior, deci... Ce era Stella Popescu Junior?
Așa, și noi am plecat la comedie pentru că ni s-a oferit să jucăm împreună, ceea ce la Bulandra, deși am fost pe salariu angajați, nu veneam... Tot produs cultural. Așa. N-am avut parte de lucrul ăsta în 12 ani de zile și am considerat că pentru noi drumul nostru se îndreaptă în partea asta. Totul de comedie. Și cu asta chiar o să vă spun, moțul a fost, le-a plăcut bine, nu i-a plăcut iarăși bine, dar noastră trebuie să... I-a plăcut, a zis că i-a plăcut. La început, că l-am văzut pe Ștefan, extraordinar, în piesa. La 12-a noaptea, lui Shakespeare, pusă în scenă de Gelu Colceac, unde e o pleiadă de actori. Dacă mai făcea și Mihăiță pe TVR unul reclamă la piesa asta, să știi că e foarte bine. E foarte bine ce face. E foarte bine ce face, pentru că teatru... Teatru trebuie împins puțin. Teatru, după părerea mea, trebuie... Numai dacă e păros, că altfel dărâm. Trebuie împins puțin în față. Dacă au vrut să pună teatru de măcar să vedem, să vină să ne spună că nu e bine să faci aia sau aia, să cenzurează și să apară. Teatru are nevoie de un șut în fund, spre deosebire de muzică, unde e nevoie de un pumn în gură. Aici o mare problemă, apropo de chestia asta. Da. Multă lume privind emisiunea și ar putea imagina că stăm pe un munte de aur. Nu ești pe departe este, așa. Nu e adevărat? Nu, nu ești pe departe. Pe 120.000 de dolari, 10.000 de dolari de la familie. Artiștii nu stau, dar unii producători stau. Și aici mă înșelați. Nu știu. Așa cum vă înșelați și dumneavoastră, pot să mă înșel și eu. Să termin eu cu albumul ăsta, că m-a făcut de casă de discuri. Da, dacă e așa bine. Dane, să spun și ție despre ce vorba, de poate până știi. Deci, vorbeam de album, sunt vreo 14 piese. 14. Da, 14 piese, de ale mele și câteva prelori care mi-au plăcut mie foarte mult și care cred că ne reprezintă. Repertoriu internațional. Așa se zice? Eu mă uit acum. Că, nu se știe niciodată. Din repertoriul internațional, așa. Ce mai turabura? Important e dacă vreți să-l luați. Luați-l. Da. Dacă nu vreți, vă mai uitați, mai fac un altul, da. Dar eu cred că... Nu cumpărați de la pirați. E o chestie făcută cu suflet acolo și în primul rând mă refer la băieții mei care mă acompaniază de atâția ani de Rock and Roll Band și de 50s și cred că e o chestie mișto. Pentru că ea nu face decât să reflecte o atmosferă pe care ați văzut-o în mare parte în videoclip. Cam asta e. Ascultați muzică hip-hop? Da, păi eu. E obligat. Domnul Filip? Eu nu. Da, ascultați? Da, de ce acum o să ascultați? De ce nu vă place stilul? Nu, mă gândesc cum să vorbesc ca să nu se înțeleagă după când aia. Când îngerul ție ți-i ridică mâna ce? Sunt împotriva, că vrem genul să-l interzicem și nici... Noi am copilat în Grângaș. Când eram tânăr, mergeam la PMT. Acolo l-am și cunoscut pe domnul Pitiș. După aceea dânsul m-a introdus și la Carul cu Bere, unde am găsit o atmosferă extraordinară. Unde e bere normal? Nu era bere, era domnul Pitiș, era domnul Minculescu, erau... Lângă teatru de comedie, unde e curpe. Erau niște artiști, ca să zic așa. Chesa. Și am rămas cam pe acolo, îmi cer scuze. Rămân la părerea că ușor... Eminem vă place? Nu. Rămân la părerea că ușor... M-a întrebat domnul film, ce ori ascultat pe Eminem și mi-a place. Mi-e place. Legare de melodie în care, mai ales când cântă și altcineva decât el. Rămân la părerea că e greu Alex să faci diferență între protest și... Deci atenție cu pro. Nu. Au fost câțiva oameni care au făcut carieră în presă deplângând sărăcia poporului român. Scriau serii de articole. Asta e ipocrizie. E țara e săracă, nu mai putem vorbi despre nimic pentru că țara e săracă. Sunt foarte multe mesaje. Sigur că e săracă. În seara asta vorbiți despre nu știu ce și țara moare de foame. Sau noi nu mai putem vorbi despre nimic. Noi suntem îmbuibați și nu înțelegem viața de cartier. Doamne, părerea mea că viața de cartier trebuie să fie exemplu negativ. Că omul trebuie să-și dorească să iasă din acea viață de cartier și să meargă în altă parte. Mai sus, mai la dreapta, mai la stânga. Dar când viața asta de cartier este atât de plăcută, ce rost mai are să o mai părăsești? Stai acolo, că ai tot ce-ți trebuie. Te distrezi, bei, fumezi iarbă, ai puicuțe. Care mai e problema? Deci, atenție la limbaj, domnul Filip, că s-ar putea să intervin în discuție. Tot discuție particulară, dacă vorbim corect, de asta. Corect. Dacă tot vorbim de asta. Folclorul este foarte frumos, nu-i așa? Dar în mileniile astea de folclor, nu fi existat oare și folclor obscen, și folclor licențios, și folclor pornografic? Au fost culese lucrurile astea? Chiar dacă au fost culese, s-au editat? Dacă au fost editate,
circulă, există, rămân. Nu mi-e închipui că nu au existat. Dar nu spațiu public. Nu cred că, că n-au rămas. Circulă, dar nu spațiu public. Te duci la Poiana Brașov și asculti melodia Bau, Bau, Hau. Nu vorbesc de folclor, dar ci așa de... Uite, mă, circulă, ai auzit-o după radio. Ai dat-o după radio? Nu, că nici nu e înregistrată. Dar ea există. Dacă întreb, există. Eminescu. Bauhau nu cred că cunosc Eminescu, dar... Nu pare a fi un vers din Eminescu ăsta cu Bauhau. Dar apropo de... vorbim de spațiu public. Da, ne ducem prin fel și fel de locuri de străzi și suntem violentați de muzică. Paraziții sunt mici copii sau ceea ce e acolo. Haideți să fim serioși. Chiar într-o vreme, pe la Piața Unire, pe acolo, era o nebunie ce se putea asculta acolo. Erau multe tarabe și fiecare punea... Da, punea care și dădea mai tare. Să trageți concluzia acestui. Este singurul care puteți face acest lucru această oră târzie din noapte. Tu că nu este foarte târziu, abia acum mi-am intrat în mână. Sper că mai durează măcar o oră emisiunea. O să râdeți la 4 dimineața. Dacă mai durează o oră, poate fac și eu un disc și eu îl lansez până atunci ca să profite. Nicio problemă, știu că aveți multe melodii, puteți le strângeți pe un disc. Două lucruri aș vrea să mai spun. Vă rog, după publicitate, domnul Filiu, dacă nu vă deranjează prea tare publicitatea noastră. Publicitate. Dormeai tu mult și bine, viteazule, de mi eram eu, zise fata împăratului. Acum e mai ușor să suni acasă, pentru că lansăm un nou abonament, Connex Family. Îți alegi 3 numere favorite din rețeaua fixă sau din rețeaua Connex, cu care vorbești cu doar 5 cenți pe minut. Abonează-te până la 16 martie. Alexander Ion, dorința care te apropie. E multă plăcere! Și ce-i place familiei tale cel mai mult? Alune! Și caramel delicios! Cremă de nougat! Ciocolată bună! Și cel mai bine toate împreună! Toffifee! Pentru că împreună e cel mai plăcut! E multă plăcere! Toffifee! Probleme cu respirația? Airwaves. Mesteci și respiri ușor. Puterea mentolului într-o nouă aromă. Spicy Cocktail. Viața e grea. Rai de murfatlar. Îndulcește-ți viața. Locurile și oamenii importanți pentru tine sunt România ta. Și fiecare dintre noi are o România a lui. Ursus îți dă întâlnire cu oamenii prezentului. Cu ce consideră ei important în România lor. Sunt Emil Holezeanu și vă invit să vorbim despre România fiecare.